Bună tuturor! Astăzi m-am gândit să vă fac un video aparte. V-am pregătit un mic ghid cum să testați produsele în magazin, să nu mai fiți pierdute când mergeți prin magazine și nu știți pe care produs să puneți prima dată mâna. Bun, și să începem prima dată, bineînțeles, cu primerul. Nu uitați niciodată de primer. Pe lângă că, dacă aveți, de exemplu, un ten gras cu pori dilatați, vă trebuie neapărat un primer care să vă micească porii. Și cum se testează primerul corect? Prima dată îl puneți pe mână. De ce îl puneți pe mână? Îl puneți pe mână ca să vedeți dacă este mai uscat, mai hidratant, dacă este ceea ce vă trebuie pentru pielea voastră. Iar apoi, aici vedeți doar textura lui, pe mână vedeți doar textura. Ca să testați, să vedeți dacă într-adevăr este bun pentru pori, îl puneți direct, bineînțeles, am uitat să precizez, mergeți la testat de produse cu fața curată. Pentru că dacă mergeți cu, deja cu fond de ten, cu pudră, cu de toate, va fi și mai încărcat și nu veți vedea absolut nimic ce face produsul respectiv. Și atunci, luați puțin primer și îl puneți în mijlocul frunții aici și veți vedea dacă funcționează la pori, dacă vă place, cât de bun este. Și cam atât cu primerul. Deci aici vedeți textura și aici vedeți dacă chiar funcționează. Bun. Iar apoi am să trec la fondul de ten. Și fondul de ten, cum îl testați? La fel. Îl puneți puțin pe mână. Dar, la fel ca și la primer. Aici vedeți doar textura lui, dacă este un umat, cum este, de exemplu, MAC Studio Fix. Acela este un fond de ten, are și acoperire mare și este și mat. Voi știți ce fel de ten aveți, dacă aveți ten uscat, dacă aveți ten gras sau mixt. Și pe mână vedeți doar textura și la fel, dacă este hidratant, mat, etc. Aici nu vedeți culoarea lui. Ca să vedeți culoarea lui, trebuie să-l puneți puțin pe mandibulă. Îl puneți aici și aici vă puneți foarte puțin și îl întindeți și vedeți dacă este culoarea voastră. Dacă este mai deschis decât gâtul, nu-i bine. Trebuie să fie aceeași tonalitate, să fie totul perfect în armonie. Pentru că dacă aveți un fond de ten mult mai închis sau mult mai deschis, se vede foarte urât. Foarte, foarte urât. Bun, să trecem mai departe. Pudra. Pudra mi-am adus aici. Acum am adus-o asta cu pensulică. Pudra o puteți testa direct pe față. Pentru că vedeți doar dacă vă este bună culoarea, dacă vă place acoperirea, dacă are acoperire mare sau mai mică. Depinde de voi ceea ce căutați. Deci, direct pe față, testați pudra. Corectorul. La fel, îl puteți, dacă vă place culoarea, puteți să-l aplicați direct puțin sub ochi sau dacă aveți un coșuleț sau ceva, să vedeți cum acoperă. Pentru că pe mână nu veți vedea ce acoperire are decât textura, cum v-am mai zis. Însă, direct pe față, unde doriți să, ce doriți să acoperiți. Dar, așa ca o mică atenționare, la fel, toate produsele pe care vi le-am arătat, să încercați să deschideți doar testerele, pentru că dacă veți merge în Sephora sau în Douglas sau oriunde în alt magazin și veți deschide un produs nou, domnișoara foarte, foarte insistentă, care de obicei stau în spatele vostru și se uită ca și cum ați vrea să furați ceva, așa, o să vă zică, acum ai deschis un produs nou, trebuie să-l cumperi și nu vreți asta. Da, mai ales dacă nu vă este bun. Bun. Să trecem la rujuri. Ai, ai, ai. Rujuri. Toată lumea cumpără rujuri. Și de obicei vrea roz sau roșu. Și eu cumpăr o grămadă. Pot să le arăt. Da. Bun. Ce m-am gândit să fac să vă ajut? Ca să nu mai cumpărați aceeași nuanță de ruj. Am făcut un index.
Eu mi-am scris aici pe foiță fiecare ruj pe care l-am, nuanța, vedeți dacă este mat, dacă este cu sclipici sau dacă nu aveți chef să scrieți asta, că mie doar faceți puțin pe foaie și țineți-o în geantă. O îndoiți și nu ocupă mult spațiu. Așa nu mai umblați ca nebunele prin magazin să vă cumpărați aceeași nuanță de ruj. Da? Se vede aici, da? Sper să vă ajutem. Da. N-am așa multe rujuri, nu? Bun, perfect. Dar totuși să vă arăt cum să testați corect rujul. Sincer, rujurile, toate care sunt deschise, nu cred că vreți să le puneți pe buze după ce le-au testat și o grămadă de fete. Nu. Nu. Și atunci, hai să vă iau un ruj. Luați rujul și unde să-l testați cel mai ușor și mai simplu? Pe deget. Pentru că dacă îl puneți pe deget, va avea aceeași culoare ca și pe buze. Și astfel evitați să vă puneți bacteriile altora pe buze sau să vă cumpărați un produs pe care nu îl vreți. Doar ați vrut să-l testați. Erați foarte curioși. Deci, pe deget. Bun. Deci, pe deget e cel mai simplu și se vede culoarea foarte bine decât aici. Nu e aceeași textura, textura asta e mult mai asemănătoare cu buzelor. Bun. Rimelul. Nu prea sunt testere în magazine la rimel. Pentru că dacă ar fi, nu s-ar mai vinde așa de bine, nu? Da! Nu testați niciodată rimel. Dacă cumva există în magazin testere. Pentru că, la fel, nu vreți bacteriile altora din ochi să vă ajungă pe ochiul vostru. Dacă vreți să testați ceva la rimel, știți foarte bine, consistența este aceeași la absolut toate rimelurile, fie că ele costă 15 lei, 70 de lei sau 120 de lei, sunt aceleași. Ceea ce vă interesează pe voi, probabil, este periuța lor. Dacă este din plastic, dacă este din perne natural, dacă are două modele, să zic cum este aici, unul mai, un peri mai mici, ceilalți mai mari, depinde. Voi știți ceea ce căutați. Deci, la rimel vă uitați doar la pensulă. Bun, mai departe, ce v-am mai pregătit? Creionul, blașul, pudra, bronzantă. Deci creioanele le testați direct pe mână. De ce? Pentru că pe voi vă interesează doar textura lor. Dacă este pigmentat, dacă creionul este tare, să nu vă zgârie, aveți grijă să nu vă cumpărați creioane care au mina foarte tare, pentru că o să vă zgârie și o să vă iritați ochiul și o să spuneți că e nasol. Bun. Deci, pe mână. Apoi, cum am mai zis, blașul, pudra bronzantă, acestea două le testați direct pe mânuță, pentru că voi vreți să vedeți doar cum arată pe pielea voastră. Aici poate să arate mai deschis sau mai închis, dar poate nu este foarte pigmentat. Și atunci îl luați și îl puneți pe mână. La fel și blașul și îl puneți pe mână. Să vedeți cât de colorat este sau cât de necolorat este. Așa, ojele. Sincer, ojele nu vă recomand. Nu, nici nu am văzut testere la oje, însă de obicei cam ce este în sticluță, aia să vedeți și pe degete. Deci, nu e mare problemă. Ce am uitat? Să vă mai zic. Da, să nu uităm parfumurile. Cred că tuturor ne plac parfumurile, mai ales mie. Știți asta. Dar, cum se testează corect parfumurile? Cunosc foarte multe fete și la toate, dar la absolut toate le explic cum să testeze corect parfumul ca să-l simtă cu adevărat. Pentru că pe fiecare persoană miroase altfel
Și nu este tot una dacă îl testezi direct pe piele sau pe foița de tester care vă este dată în magazin sau, mă rog, de către prietenele voastre care au așa ceva acasă. Unele fete testează aici, 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 în păr, mai știu eu unde. Nu e bine. Trebuie să-l testați tot timpul la încheieturi. De aceea, parfumul îl testați aici, pe mână. Trageți un puf și vă scuturați puțin mâna ca să se usuce puțin parfumul. Nu frecați niciodată, pentru că se distruge esența, aroma și nu o să mai fie aceeași. Deci lăsați puțin să se usuce, doar aici, sau pe gât puteți, sau aici, dacă testați foarte multe parfumuri într-o zi, doar unde sunt venuțele. Pentru că aici se testează corect parfumul. Și da, miroase foarte bine. A, ăsta care vi l-am arătat e Pretty Swan de la Oriflame. E nou lansat și e foarte diafan, elegant și de zi. Nu e de seară. Dar puteți folosi și pentru seară. Și are un detaliu foarte drăguț aici, danteluță. Sper că se vede. Bun. Cam astea au fost sfaturile mele pentru voi astăzi. Sper că v-am ajutat și v-ați și distrat puțin. Și pisica Coco vă salută. Ea tot timpul cred că o să apară în video pentru că nu poate să reziste. Ea tot timpul vrea să fie în centrul atenției. Așa, Coco? Miau. Bun, vă pupă și ea, chiar dacă a dormit acum. Bun, dacă v-a plăcut videoul, am să vă las și linkul către blog în descriere pentru că vor urma și poze, bineînțeles. Și sfaturile. Și dacă v-a plăcut, arătați-mi, dați-mi un like și până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!